Ediție specială cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bună ziua, sunt 9 morți în incendiul de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Astea sunt datele preliminare în acest moment. Incendiul a izbucnit în această dimineață și pare să fie un scenariu asemănător celor de la Spitalul din Piatra Neamț și Spitalul de aici, din București, Balș, care a trecut prin același episod în ianuarie. Deja este deschis un dosar penal în acest moment și au început investigațiile. Imaginile arătau operațiune de salvare de amploare. Peste 100 de pacienți au fost mutați sau evacuați din saloanele în care se aflau. Indicii preliminare spun că s-a întâmplat ca oamenii să fie sufocați cu fum. Astea sunt primele date. Există un raport, la data la care s-a făcut analiza tuturor spitalelor din România, există un raport și pentru spitalul din Constanța în 2020, instalații electrice cu defecțiuni, improvizații și supra-solicitări. Prima noastră legătură telefonică este la Constanța, acolo unde ni se arătură corespondentul Europa FM, Ghiulfer Predescu. Bună ziua, Feri! Ce date noi sunt în momentul ăsta? Date noi sunt o mulțime, dacă am putea spune, vorbim bineînțeles încă despre informații obținute pe surse, având în vedere că declarații oficiale se dau abia la această oră și nici acelea prea exacte din partea prefectului de Constanța, Silviu Coșa, și a șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Cristian Amarandei. Dumnealor vorbesc într-adevăr, confirmă faptul că este vorba de 9 persoane decedate și vorbesc despre amploarea intervenției, având în vedere că s-a decretat planul roșu de intervenție. Pentru că este vorba de o mulțime de autospeciale ale inspectoratelor pentru situații de urgență din Constanța și din județele alăturate și, bineînțeles, și de ambulanțe SMURD ajutoare de peste tot până la urmă, dar la această oră, marea majoritate a pacienților care s-au autoevacuat sau au fost scoase din spital în timpul incendiului au fost relocați către alte spitale din județul Constanța. Este vorba de Spitalul de Pneumofiziologie, Palazul Mare, este vorba de Spitalul Medidea, este vorba de Spitalul Județean, este vorba de Spitalul din Mangalia și de Spitalul Modular Militar din incinta stadionului Portul din Constanța. Informațiile... Cât de mare a fost incendiul? Adică ce știm în momentul ăsta? E vorba doar de un salon sau de mai multe? Cătălin, este vorba de secția de terapie intensivă, acolo unde erau în stare gravă, sub oxigen, 10 pacienți. Acolo s-a declanșat incendiu din cauza oxigenului, spun ei, din cauza instalației de oxigen și a fost destul de mare pentru că s-a observat un fum dens, uriaș, din mai multe saloane pentru că s-a propagat acest fum și la etajele superioare. Au fost pacienți de la etajul 1 care, de exemplu, au sărit pur și simplu sau la parter. Alți pacienți au reușit să iasă singuri pe propriile picioare. Spun că și în lift ar fi fost pacienți care au fost sufocați, nu știu dacă au fost sau au decedat în acel lift. Ceea ce se vorbește este faptul că instalația de oxigen era improvizată, având în vedere faptul că numărul de paturi fusese suplimentat acolo în ATI și angajații, personalul medical a fost nevoit să găsească soluții pentru a alimenta cu oxigen pe fiecare pacient în parte. Tot spitalul este evacuat acum sau mai sunt? Absolut tot spitalul, pentru că este vorba de spital COVID, cel mai mare spital COVID din județul Constanța. Aseară erau internați aici 113 pacienți, potrivit autorităților. Acum au fost evacuați peste 100 dintre ei, pentru că mulți, foarte puțin până la urmă, erau programați să fie externați astăzi și probabil că au ajuns acasă între timp. Bine, este vorba de cei care erau pe picioare și într-o stare de sănătate stabilă.
distrugerile astea duc la nefuncționalitatea spitalului în întregime, pe termen lung, Feri Predescu? Având în vedere că a fost evacuat întreg spitalul, este firesc, pentru că se vor declanșa un dosar, niște cercetări destul de minuțioase, pentru că nu-i decolea, este vorba de un număr însemnat, impresionant de victime, ceea ce probabil că se va lăsa cu urmări destul de grave. Se vorbește acum, bineînțeles că, așa cum menționam, vorbesc pe surse, că tuburile de oxigen erau înnădite cu scoci pentru ca lungimea lor să fie suficientă pentru a ajunge la pacient. Erau suficient ca această nădire să se rupă, iar oxigenul care se degaja în secția ATI, în cantitate mai mare decât era normal, să fi dus la o simplă scânteie care a declanșat incendiu. Așadar, sunt o mulțime de verificări de efectuat. De fapt, au și început. Probabil că va fi luat la întrebări și managerul acestui spital, având în vedere că este de foarte mulți ani conduce, coordonează această instituție de sănătate și cunoaște fiecare cotlon al spitalului. Cât de mare este epidemia la Constanța, Feri Predescu? Pe județul Constanța s-a depășit 3, județul este în scenariul roșu, 3,52 parcă era aseară. Constanța la fel a depășit 4, rata incidenței. Nu avem localități. Acum recunosc că nu m-am uitat să văd care este ultimul raport din partea celor care comunică aceste situații, dar nu aveam localități care să fie ajuns la o incidență de 6 la 1000 de cazuri de locuitori. Mulțumesc tare mult, Feri Predescu, este corespondentul Europa FM la Constanța. Vă veți auzi întreaga zi cu ea și cu relatări cu ceea ce s-a întâmplat în incendiul de la Constanța. Încă o dată, 9 morți în această dimineață, nenorocirea de la Constanța. Spitalul din Constanța apărea în ultimul raport al Ministerului Sănătății cu nereguli în ceea ce privește instalațiile electrice și sanitare care ar fi trebuit să asigure funcționarea în condiții normale. Mă adresez pentru contextualizare și medicului Sorin Paveliu, care a fost și membru al Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților. Bun găsit, domnule Paveliu. Când ne uităm la modul de funcționare a acestor spitale supraîncărcate, cred că avem o temere permanentă legată de apariția unor astfel de evenimente. Opinia mea e că astfel de incidente se pot întâmpla oriunde și oricând. Noi ne focalizăm pe faza acută, pe primele două zile, dacă e un incendiu fără victime, dacă e cu victime trei zile, după care vin alte știri și lucrurile sunt date aproape că sunt date uitării. De ce spun că se poate întâmpla oriunde? Pentru că chiar dacă vine după o situație, cum a fost cea de la Piatra Neamț și apoi a urmat incendiul de la București. Evident, s-au făcut controle, s-au făcut rapoarte, s-au raportat planuri de măsuri, s-au îndeplinit planurile de măsuri, după care lucrurile se schimbă. Da? Deci ceea ce s-a întâmplat acum, să suplimentăm numărul de paturi, pentru că a venit valul 4, la care nu ne-am așteptat nicio secundă că va veni, sau în sfârșit unii sau autoritățile n-au luat în considerare, totul se face improvizat, totul se face cu limită de resurse, da? Și să nu credeți că mă refer numai la bani, ci unii cred că dacă spui mai băgăm încă 20 de paturi, ai rezolvat problema. Nu. Îți trebuie și infrastructura pentru paturile respective, mă refer la curent electric, la oxigen, să nu existe prelungitoare, în sfârșit, o serie întreagă de lucruri tehnice care nu țin de competența mea. Ceea ce îmi spuneți în momentul ăsta e că, de fapt, aceste episoade, care acum sunt punctuale, de fapt sunt de nerezolvat în sistemul sanitar din România. Da. Pe scurt, răspunsul este da. Așa cum când se întâmplă câte un accident pe București-Ploiești, nu sperăm că e de vină
au, în sfârșit, drumul național 1. Și sunt o serie întreagă de factori care lovesc și iau vieți peste tot în țară. Că nu avem autostrăzi, că nu ducem prea repede, că nu există controle și așa mai departe. Deci este o chestie sistemică, același lucru este și valabil și în spitale. Sigur că impactul emoțional este mai mare, e vorba de spitale, e vorba de pacienți care sunt intubați, care mor fără nicio șansă de a fi, de a se apăra. Deci este un impact emoțional. În realitate, situația este cronică, iar autoritățile nu înțeleg niciodată acest paradox. Am dat mai mulți bani la sănătate și nu s-a rezolvat problema. Nu, sistemul sanitar are nevoie de foarte mulți bani pentru a funcționa la așteptările și așteptările noastre și la standardele pe care le vedem în străinătate. În realitate suntem o țară săracă cu alocări disproporționate inclusiv în domeniul sănătății, care ne-am obișnuit că lucrurile merg și așa, în care fiecare se cunoaște pe fiecare, inclusiv cei care trebuie să asigure controlul, fiind întotdeauna foarte, foarte permisiv, pentru că știu că multe din lucruri nu pot fi reparate. Și atunci închid ochii. Și din când în când moartea și-a obolul astăzi. Adică în această toamnă, din expertiza dumneavoastră, ne putem întoarce la astfel de evenimente. Ele s-au întâmplat în decursul toamnei și a iernii, pentru că încărcarea este mult mai mare. Asta urmează să se repete tehnic. Nu, colega dumneavoastră a subliniat foarte, foarte obiectiv și corect care este cauza. În clipa în care tu înmulțești numărul de paturi de ATI sau faci un spital COVID, păi la COVID nu înseamnă că este un spital numai pentru pacienți cu forme medii, ci este un spital care are și niște nevoi pe care în mod normal nu le are. Mă refer la alimentarea cu oxigen, care fiind o transformare peste noapte și nu făcută pas cu pas programatic în urmă cu 3 luni sau 4 luni în miezul verii când aveam 0 cazuri. Dar a fost făcută pe picioare și este normal. Când ai butelii de oxigen cu pacienți care își dau masca jos, care îmbogățesc aerul în oxigen, orice deschidere de întrerupător sau băgat în priză generează o flacă, o mică flamă, care într-un asemenea mediu generează incendii. Deci este o chestie banală. Problema e dacă poți să o previi. Există modul sigur că ele nu par spectaculoase pentru că repede noi ne focalizăm pe partea acută, cod roșu, interviuri și așa mai departe, dar în realitate ce ne poate salva este transparența. Deci în clipa în care toate rapoartele astea sunt publice, când ai niște termene pe care jurnaliștii, că din păcate politicienii nu o fac, întreabă, domnule, dar ce ați mai făcut ca să upgradați spitalele? Că avem 100 și vreo 20 de spitale care nu îndeplinesc condițiile minime de a fi spitale. Ce măsuri ați luat? O să vină fonduri europene. Nu asta este soluția. Deci noi avem nevoie de protocoale, avem nevoie de verticalitate din partea politicienilor care să aibă curaj să spună spitalul ăsta îl închidem până în momentul în care îndeplinește toate condițiile, altfel nu îl mai deschidem. Și dar sunt lucruri care nu se vor întâmpla peste noapte. E vorba și de mentalități, de domnule Paveliu, de interese politice. Vă mulțumesc tare mult. Sorin Paveliu este medic, expert în sănătate publică și fost membru al Comisiei de Sănătate al Camerei Deputaților. La telefon este Emanuel Ungureanu, deputat USR Plus. Bun găsit, domnule Ungureanu. Activitatea noastră este strict legată de spitalele din România în acest moment. Să ne ducem cu gândul că e o chestiune de protocol nerespectat în această situație? Cumplită zi. E greu de spus ce s-a întâmplat la Constanța. Din informațiile mele s-ar putea să ajungem la 7 morți. Chiar la 9 în momentul acesta, da? Chiar la 9, 7 sunt confirmate. Tragedia este că după fiecare tragedie nu ne oprim. Ce înseamnă să ne oprim? Să citim cu voce tare acele rapoarte, să meargă politicienii din comisiile de sănătate, cum merg eu, cu camera în spitale, vor vedea prize smulse, vor vedea, fără a fi expert, îți dai seama că în foarte multe secții ATI avem improvizații. Este un raport al Inspecției Sanitare de Stat de după tragedia
de la Piatra Neamț, care au murit 10 oameni în noiembrie 2020. În acel raport apare cât se poate de clar că 28% din spitale n-au sursă de apă, adică nu au o rezolvare imediată a unei situații catastrofale. Peste 60% nu au condiții minime de siguranță pentru aceste secții ATI, care trebuie să fie închise și trebuie să aibă un sistem de ventilație special. Deci noi suntem într-o situație în care la aceste tragedii vorbim la nesfârșit despre reformă, despre bani europeni, dar nu vorbim despre vinovați. Și eu o să spun un lucru care este impopular în propriul partid și mi-am adus de foarte multe ori critici. Eu vreau să știu, Vlad Voiculescu și Ioana Micăilă, care sunt colegii mei, tot timpul e ușor să vorbești despre alții, dar noi am avut doi miniștri. Eu vreau să știu acest raport al Inspecției Sanitare de Stat. Ce structură din Ministerul Sănătății a urmărit măsurile care trebuiau luate după Piatra Neamț? Și dacă nu s-au luat acele măsuri cu nume și prenume, să fie dat afară. Eu să vă dau un nume din minister. De asta am și 12 procese pe rol, le câștig pe toate. Stați o secundă, vreți să ne spuneți un nume care ar fi trebuit să se ocupe de asta din minister? Da. Da? Da. Cine anume? Cea care conduce Inspecția Sanitară de Stat. Numele ei este Mioara Comana. Mioara Comana trebuie să iasă într-o conferință de presă, trebuie scoasă la raport de către domnul Ceche Otilo și să știm ce a muncit ea cu echipa ei pe bani publici de la momentul incendiului de la Piatra Neamț. Atunci când vinovații nu au nume și ieșim cu sloganuri și cu povești tot timpul poeticianiste, când zicem doar de ceilalți, dar nu spunem de ai noștri, eu vreau să știu de la miniștrii mei, de la Ioana Mihedă și de la Vlad Voiculescu, ce au făcut ei exact ca miniștri, și să o spună public, cu subiect și cu predicat, ca o tragedie să nu se întâmple. Eu vă citesc din acest raport, o secundă, vă citesc din raportul din 2020 și dumneavoastră am să vă rog după asta să-mi explicați care sunt pașii legali mai departe după aceste constatări. Zice așa raportul: instalațiile electrice se exploatează cu defecțiuni, improvizații sau în condiții în care generează supracurent sau supra-solicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea normală a circuitelor. Vorbesc de spitalul din Constanța, da? Nu funcționează instalațiile de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor, raportul controlului din 2020 la secțiile ATI, da? Ăsta e raportul. Ce trebuia să se întâmple din 2020 așa pe cale birocratică, domnule Ungureanu? Trebuia imediat managerul spitalului să vină cu un plan de redresare, cu o sursă de finanțare și să iasă public și să spună. Nu ați văzut niciun manager de spital din cei nominalizați în aceste rapoarte să iasă într-o conferință de presă cu raportul Inspecției Sanitare în mână și să spună: eu trebuie să fac asta, asta și asta, dacă nu se întâmplă asta, oameni riscă să ia foc. Nu ați văzut niciun manager de spital, nu ați văzut, din păcate, niciun ministru al sănătății în acest interval, cu regret spun asta, care să vină la o lună, la două sau la trei și să spună: din data de până în data de am remediat în unitatea sanitară X sau Y. Toate aceste rapoarte rămân un soi de maculatură. Și asta o spun cu toată responsabilitatea, ca un om care sunt deținătorul, dacă vreți, a unei rețele de oameni în carne și oase care îmi reclamă permanent lucruri în spitale. Eu mă duc cu camera și filmez. Portarul vrea să mă dea afară, se cheamă poliția, se face scandal. Unii spun că nu-i treaba mea, alții spun că e treaba Inspecției Sanitare, dar toate locurile astea se întâmplă pentru că cineva ori face treaba altora, cum e cazul meu, pentru că presa n-are acces în acele spații și atunci eu filmez, pentru că îmi dau seama că dacă filmez
se face presiune și se mai mișcă câte ceva, ori toată această vină devine una colectivă. Începe corul plângăcioșilor, ca să spună toată clasa politică devine, toți suntem vinovați. Nu este adevărat. Sunt niște funcționari de Ministerul Sănătății, sunt niște oameni plătiți cu nume și prenume, care niciodată nu plătesc. Să înțeleg că acum, domnule Emanuel Ungureanu, îi veți chema, mă rog, acum nici nu aveți pe cine chema, că e ministru interimar, dar ar trebui să-l chemați în fața Comisiei de Sănătate să dea niște explicații, așa cum mi le povestiți acum? Trebuie. Ministrii Sănătății pe care am avut noi, cei din USR în aceste luni, să vină cu explicații publice ce anume au făcut de la momentul tragedie de la Piața Neamț, pe zile, pe ore. Pentru că altfel, noi aflăm acest raport din care citați dumneavoastră, a fost dat presei. Eu am citit, am cerut oficial rapoartele de la Balș și nu am primit. Noi știm că acolo a fost o candelă, dar știm din presă. Aceste rapoarte sunt date de câte oameni din minister la presă, dar nu sunt date unor membri din Comisia de Sănătate, cum adică, sunt eu. Stați puțin, ce am citit eu acum nu este pus pe masa Parlamentului sau nu îl puteți cere oficial? Nu există. Eu pot cere, dar ei îmi spun, când e vorba de rapoartele pe care le scurg către presă, că nu le pot da unui oficial din Parlament, cum sunt eu, repet, membru în Comisia de Sănătate, pentru că spun că sunt date la parchet și sunt date confidențiale. Ce este confidențial să spui pe o hârtie că nu sunt surse de apă, care spitale nu le au și că nu sunt condiții minime, atenție, minime, ca pacientul să fie în siguranță? În acest raport scrie domnule Striblea că sunt spitale cu zecile unde în secțiile ATI nu există destui medici. Deci degeaba ai pacientul acolo într-o situație gravă, că și dacă ia foc și dacă nu are cine să vină să-i acorde primul ajutor dacă îi se întâmplă ceva și are nevoie de sprijin, pentru că nu este personal. Ori toți menageria de spitale care sunt în situația asta, dacă ei vedea preocupați de bolnavi zilnic, nu când arde ceva, să vină săptămânal și să spună: eu vreau să schimb lucrurile, dar nu-mi dă bani. Ori Consiliul Local, ori Ministerul, ori Consiliul Județean. Și atunci să văd, înainte de a muri cineva, că tremură carnea pe ei, să prevină. Că după aceea, imediat se caută un vinovat politic, se strigă ba PSD, ba PNL, ba USR, ba ODMR, dar asta nu schimbă nimic. Pentru că ce ne lipsește nouă și cel mai mare deficit pe care îl avem în sistemul sanitar nu este cel de bani, ci cel de caracter. Un om de caracter care luptă pentru viața bolnavilor într-un spital iese la interval înainte să se întâmple tragedia și spune: n-am asta și riscurile sunt astea, astea și astea. Emanuel, nu am văzut încă niciodată un asemenea manager. Emanuel Ungureanu este deputat USR plus membru în Comisia de Sănătate. Vă mulțumesc tare mult. Punem punct aici ediției speciale. Colegii mei o să vă țină la curent cu tot ceea ce se întâmplă pe parcursul întregii zile la Europa FM în jurnalele noastre. Recapitulez, date preliminare arată că este vorba de 9 persoane care au murit în incendiul de la Constanța. Incendiul s-a declanșat în secția ATI a Spitalului Județean, spital COVID. Acest spital a fost evacuat. Cei peste 100 de pacienți sunt trimiși în alte spitale din județ în acest moment. Așteptăm declarații de la Ministrul Sănătății și de la șeful DSU, Raed Arafat, care s-a deplasat la Constanța. Eu sunt Cătălin Striblea. În câteva, minute 15:20 vă aștept și la Deșteptarea României astăzi. Deocamdată această ediție specială se încheie. Vă mulțumesc, spor la treabă! Ediție specială cu Cătălin Striblea la Europa FM.